Cutia Neagră vă prezintă al treilea episod al investigației despre furtul miliardului. Aflați detalii despre cea mai controversată etapă a JAF-ului, acordarea celor două garanții de stat în valoare de 13,3 miliarde de lei, decisă în ședințe secrete de guvernele Leancă și Gaburici. Falimentarea băncii ar fi generat o panică, o criză în societate. Cutia Neagră vă prezintă informații care dau peste cap aceste asigurări ale premierului. Peste 96% din deponenții BEM, BS și Unibank, persoane fizice, își puteau recupera depozitele fără nicio intervenție din partea statului, din contul Fondului de Garantare a Depozitelor din sistemul bancar. Până la 200 și ceva de milioane ați fi putut să achitați în cazul în care erau solicitări. Da. Decizia luată de către mine și colegii mei a avut un singur obiectiv, pentru tocmai a proteja depunerile la 10.000 de cetățeni din Republica Moldova. Banii statului au fost în realitate folosiți pentru cu totul alte scopuri. Din prima garanție de stat au fost stinse doar un sfert din datoriile față de persoanele fizice, iar prioritar și-au recuperat pierderile băncile care au oferit bani pentru ultima fază a furtului de la BEM. Acești bani trebuiau să fie achitați de bancă și nu de către contribuabil. Documentele cu privire la rulajele bancare ale unor companii offshore implicate în furtul miliardului, care au ajuns în posesia Cutiei Negre, arată însă că cel puțin una dintre companiile implicate în furt a beneficiat în decembrie 2014 de bani în garanția de stat. Unde de fapt au mers banii? Cine a profitat de pe urma acestor sume exorbitante și cum puteau fi economisiți miliarde de lei din bugetul public? Aflați duminică, 3 martie, ora 20, la Cutia Neagră cu Mariana Rață, doar la TV8.